Salut și bine ați revenit pe Fabrica de Dezvoltare! Poate că v-ați întrebat uh, cum știu motoarele astea de căutare uh, date, cum au motoarele astea de căutare date despre diferite site-uri pe care să vi le afișeze într-un uh, rezultat al căutărilor. Cum, cum este procesul ăsta de indexare, cum se face și cum se extrag datele din site-urile respective. Bineînțeles că acolo este un proces mult mai complicat și la scară mult mai mare, dar... În sine o să discutăm și noi astăzi despre procesul care se numește web scraping. Proces care este un pic diferit față de ce folosesc motoarele de căutare pentru a indexa site-urile. Procesul acesta se numește web crawling, din câte știu și diferă un pic în sensul că nu au ca obiectiv descărcarea de date din paginile HTML, din fișierele HTML ale site-ului, ci doar indexarea lor pentru a le pune pe categorii, pentru a identifica profilul site-ului respectiv și așa mai departe. Deci, practic, citirea unor metadate și încadrarea site-ului într-o anume categorie acolo pentru a ști unde să o afișeze la rezultatul cărei căutări, cărei tip de produs, cărei uh, categorii de căutare și așa mai departe. În schimb, web scraping-ul este un pic diferit pentru că targetează un singur site odată, cred. Poți targeta, bineînțeles, și mai multe site-uri odată, dar, sincer, nu văd de ce ai face asta. Poți să, pur și simplu, să faci scraping pe mai multe site-uri, doar că secvențial, nu adică o dată pe un site, da? Nu făcând cu mai multe thread-uri pe mai multe site-uri are niciun rost. Și are ca scop descărcarea de date din fișierele HTML din spatele site-ului, da? De toate tot textul ăla care apare la diferite titluri, la, nu știu, în diferite paragrafe, în diferite URL-uri, dacă vreți și așa mai departe, toate chestiile alea pot fi obținute prin, prin web scraping. Dacă faceți o căutare pe Google după keyword-ul web scraping, și o să vedeți ce este, da, vi se descrie procesul și o să mai citiți că este cumva într-o zonă gri, în sensul că nu este nici permis, dar nici nepermis să faci chestia asta și sunt destul de multe discuții pe tema asta eticii, dacă trebuie și dacă e ok sau nu să facem web scraping. Eu sunt de părere că dacă respecti anumite reguli și nu ești rău intenționat cu site-urile respective, nu este niciun fel de problemă. Mai mult de atât, mai toate site-urile care știu că or să se expună, știu că probabil or să, or să fie procese de scraping asupra lor, au un set de reguli care este descris într-un fișier de robots.txt. O să vedem și noi imediat... Bun, am deschis aici o pagină de OLX ca să demonstrăm uh, ceea ce spuneam cu regulile. Dacă mergem pe olx.ro și robots.txt o să vedeți că ni se deschide o, un fișier text în care ni se spune ce avem voie și ce nu avem voie să facem în mod automat da, cu un scraper, cu un robot pe site-ul OLX. User agentul este pur și simplu un string transmis în headerul requestului HTTP care spune mașinii respective, spune site-ului respectiv, cine ești tu și ce sistem de operare folosești. Este un mod de a fi identificat de către site-urile pe care intri. Da, Asta este user agent. Aici ni se spune, având o steluță, că este valabil, regulile sunt valabile pentru toți user agent-ii, indiferent de natura lor. Mai departe avem cu desallow anumite uh, porțiuni de URL, da? Deci ce putem vedea aici este că nu putem face, nu, pu nu putem merge cu un, uh, cu un scraper cu, în mod automat, da? În uh, URL-uri care conțin bucățile astea. Deci cum ar fi slash ajax, olx.ro uh, slash something something slash ajax, nu putem merge acolo, da? La fel la admin panel, la fel la API, Facebook, RSS account my account și așa mai departe până la final, inclusiv search și landing bundles și restul chestiilor pe care le mai vedeți aici, toate url care au în componența lor bucățelele astea sunt interzise în a face scraping. Da? Deci nu putem merge pe, pe o pagină care conține slash olex.ro slash something slash payment și să facem scraping acolo. Pur și simplu site-ul ne interzice asta. Noi putem să o facem doar că putem avea conflicte și litigii cu site-urile respective dacă facem asta, așa că atâta timp cât respectați ceea ce vi se transmită aici, eu consider că a citi câteva date de pe, de pe un site folosind un web scraper nu este nimic greșit. La fel aici ni se spune că restul chestiilor tot în afară de ceea ce se vede aici este allowed. Așa cum spuneam, toate, pe toate site-urile veți găsi robots.txt fișierul ăsta, doar trebuie să mergeți pe adresa lor de home și să dați slash robots.txt. Dacă fișierul nu există sau dacă aici este pur și simplu un allow și un user agent all, înseamnă că nu există reguli, puteți să scrape orice oricare pagină și sub pagina site-ului respectiv. Da? Bun, acum că am făcut o prezentare așa a ceea ce putem și nu putem face, o să vedem astăzi cum putem să citim câteva date despre anunțuri imobiliare publicate pe OLX, da? O să mergem și noi la ambarcați la imobiliare, apartamente și garsoniere de vânzare irelevant unde anume București, oriunde în țară nu contează, trebuie doar să avem așa o listă de anunțuri. Și dacă vom dă, vrea să zicem să copiem acest text împreună cu dă, prețul, da? Dacă dăm aici click dreapta inspect, haideți să fac și pagina mai mare și consola ca să vedem mai bine. O să dau încă o dată inspect ca să mă ducă fix la elementul respectiv. Și am ajuns aici, da? Vedeți că este un, un href cu un URL în spate care are și un text, da? Vând apartamentele, camere, bla bla bla. Ei bine, noi textul ăsta de aici îl putem pur și simplu lua prin scraping. Dar Tot ce există text pur într-o pagină HTML poate fi luat prin scraping. Again, dacă vă uitați sus aici, observați că nu, nu încălcăm niciuna din regulile din robots.txt, adică nu suntem pe search, nu suntem pe Ajax, nu suntem pe account, my account, payment și așa mai departe. Suntem pur și simplu într-o listă de rezultate și vrem să luăm niște date de acolo. Nimic în neregulă cu asta. Astăzi o să vedem cum putem uh, să colectăm aceste date din site-ul OLX folosind C#. -Sharp. Nu este cea mai fericită alegere pentru, uh, pentru acest proiect, pentru că C# -Sharp, în general nu are uh, niște librării dedicate pentru așa ceva și nu prea este făcut pentru așa ceva. Dacă vreți mai degrabă cel mai uh, și cel mai recomandat pentru a face asta este Python doar că eu în Python și nu stau să învăț acum Python, o să folosesc C Sharp. Există și în Java o librărie care se numește JSoup, care este portată după librăria Beautiful Soup din Python. Da? Cred că puteți folosi JSoup mai, mai lejer dacă vreți, doar că eu am folosit și JSoup și nu mi se pare mai ușor decât ce o să facem astăzi cu C Sharp. Este foarte, foarte asemănător. Mergeți și voi și deschideți Visual Studio și haideți să creăm împreună un nou proiect. Da? Create New. O să creăm o a, aplicație de consolă. Dăm Next și o să zicem Real Estate. Tracker. Da, să zicem că vrem să luăm o listă de apartamente și prețurile lor. Dăm Create. Bun, am făcut un pic fontul mai mare ca să se vadă mai bine, da? Păi ce? Pentru, în primul rând, pentru a obține niște date prin scraping de pe un site anume, ce trebuie să facem prima și prima dată? Trebuie să luăm URL-ul site-ului respectiv. Da? Mergem și noi luăm URL-ul și îl stocăm aici, string URL, într-o variabilă. Da? Apoi mai departe, pentru a accesa URL-ul respectiv, vom avea nevoie de un client HTTP. O să zicem și noi var HTTP client equals new HTTP client. Observați că nu ne apare aici în listă, putem să dăm control punct sau alt enter și ne va apărea să importăm using system.net.http. Pentru a obține fișierul HTML al -ul site-ului respectiv, va trebui să facem var HTML equals HTTP client dot async. Dăm URL-ul și punem dot res result, da? Punem dot result pentru că get string async este, un, este o funcție de tip este o metodă de tip async care returnează un task de string și va trebui să punem aici result pentru a prelua rezultatul returnat în, în, urma procesului async. Puteam să mai facem chestia asta punând await aici, dar apoi trebuia să facem static void main ca fiind async, da? Da, eu prefer să folosesc result. Mi se pare mai clean în cazul de față. Bun, acum obținând codul HTML da, din, din, spatele URL-ului, va trebui să instanțiem un, un, obiect de tip HTML document. Da? Și o să zicem și noi HTML document. Apropo, dacă nu vă apare HTML document aici, scrieți exact așa cu chei singur respectiv H mare și D mare, apăsați un Alt Enter și vi se va sugera ultima uh, opțiune de jos, va fi să instalați HTML Agility Pack. Dar eu l-am instalat deja și am uitat să menționez asta. Uh, pentru a putea folosi obiectul de tip HTML Document. Da, o să zicem HTML Document equals new HTML Document. Și apoi ca să încărcăm codul HTML în documentul ăsta, vom face HTML Document dot HTML și vom face HTML, da? În momentul ăsta am obținut un HTML document încărcat cu codul HTML obținut prin accesarea paginii ăsteia, da? Bun, păi, ce am zis că vrem să obținem de aici? Vrem să obținem titlul, da? Ce vă recomand eu când faceți, când faceți scraping, cel puțin cu... Dar cu orice altă librărie, nu neapărat cu librăria asta de HTML Agility, este să vă uitați pe aici, da? Deci, elementul care conține textul în sine, observați, elementul părinte care conține textul, este un strong într-un A, da? Într-un href. Dacă vă uitați, puteți, bineînțeles, să luați textul respectiv folosind clasa, folosind tipul elementului HTML și clasa, da? Sau puteți folosi oricare alt atribut al elementului HTML respectiv cum ar fi. Puteți lua și după href, da, după uh, valoarea atributului de aici din href, doar că e link și nu vă recomand să faceți asta. Alegeți atributul cu o valoare cât mai simplă și uh, care este, să zicem, mai puțin predispusă la schimbări de denumire, să zicem. Putem să luăm de exemplu class. Deci o să luăm dublu clic aici, luăm valoarea lui class, e o clasă destul de pompoasă. Mergem înapoi aici și pentru a obține toate titlurile din lista asta vom face în felul următor. Vom declara aici o variabilă, vom zice uh, ads list equals html document dot document node dot descendants. Și aici vom pune ce, este, ce element html este ăsta, el este un a. Da? Vom pune a dot where, aici nu o să pară că vă găsește nimic dar dacă la fel apăsați control punct, o să vedeți că trebuie să importați link. Link, așa cum spuneam și în alte clipuri de ale mele, este o librărie de query, da? prin care facem query-uri pe anumite colecții. Este foarte asemănător cu SQL. Dacă știți ceva SQL, o să înțelegeți link foarte, foarte bine. Și aici vom face node, where node .get attribute value. Și aici, la attribute value, o să trecem atributul, adică tipul atributului. În cazul ăsta, class, da? get attribute value este class, unde valoarea atributului de denumit class, asta spunem aici, equals, și compilatorul ne spune că get attribute value vrea două, doi parametri, da, două argumente, la def o să punem empty și facem dot equals egal cu valoarea de aici, da? asta pe care o copiasem mai devreme, deci ce am făcut aici, ne uităm practic după, din în tot fișierul HTML, după descendenții de, de tip A, după elementele de tip A, de, elementele HTML de tip A, unde valoarea atributului denumit clasă, class, da, este asta. Asta facem aici, da? Și ar trebui să ne ia A, și să facem ce ne returnează aici un I număr, da? O să facem un to list ca să ni le pună într-o listă. O să punem și noi un breakpoint aici și urmează să pornim aplicația în debug mod. Dacă nu știți cum se folosesc breakpoint-urile break și debugger-ul, o, o să las, un, un card prin calls pe undeva să mergeți să vedeți clipul despre debugger. O să vedeți că se folosește foarte, foarte simplu, atât în Visual Studio, IntelliJ, VS Code, dacă vreți, oricare. Bun. Dăm și noi run aplicației să vedem ce se întâmplă. Nu ne-a printat pe ecran nimic, dar execuția noastră a ajuns aici. Vedeți că breakpoint-ul s-a oprit și iată în ads list avem 17 elemente de tip A. Dacă le deschidem și deschidem inner HTML sau chiar inner text, vedem aici titlul, da? titlul anunțului respectiv. Bineînțeles că sunt o grămadă de spații pe aici și o grămadă de alte, alt, alte elemente. E bloated rău de tot textul obținut. Dar asta nu este o problemă, asta îl putem parsa ulterior. Da? Mergem mai departe la următorul. Dacă vedeți aici, la fel, inner text. Trei camere, bla, bla, bla. La fel, următorul. Deci, vedeți că am obținut exact titlurile tuturor apartamentelor dintr-o pagină anume de anunțuri. Nu vor fi exact anunțurile de aici, pentru că de fiecare dată când dați un refresh aici, olx ul se va... Uh, va afișa alte anunțuri în altă ordine și nu voi avea cum să demonstrez fix pe anunțurile afișate aici. Da? Pentru a nu mai sta să punem breakpoint-uri, putem să facem aici un for each și zicem add in ads list și vom printa pe ecran add.innerText. Scoatem breakpoint-ul ăsta de aici și dacă dăm un run, Puteți vedea aici că a printat pe ecran toate titlurile apartamentelor de pe o singură pagină, da? De pe uh, pagina de la URL-ul ăsta. N-a iterat prin toate paginile, să nu înțelegem greșit. Da? Uh, mă rog, ăștia au scris și prețul în titlu, de asta apare prețul acolo. Decebal, promoție, nu știu ce. Vedeți? Uh, este un pic de greșit denumită variabila asta. Cred că am putea să-i spunem... Add Titles, da? pentru că este, titlu, este o listă cu titlurile anunțurilor. Haideți să încercăm acum să luăm și prețul fiecărui anunț. Da? Prețul fiind ăsta de aici. Dăm la fel click dreapta Inspect pentru a vedea unde se află. Da. Și la fel de bine putem să luăm textul unui paragraf a, călui, a, cărui, a cărui clasă este Price. Da? Mergem înapoi în cod. Și ce cred că ar fi mai bine să facem ar fi să extragem anunțurile la general, da? Adică vom extrage o listă de table rows cu clasa wrap, da? Vom face în felul următor. Var adds list din nou HTML document și clasa va fi elementul va fi table row, da? Tr. Dot where node asta este un lambda expression aici get attribute value valoarea cui? valoarea lui class da? la fel ca în partea cealaltă o să dăm aici nimic mai departe dot equals și valoarea pe care o are class adică în cazul ăsta wrap și la fel facem to list. Da? Și astea vor fi ads list. Bun. Mai departe vom obține uh, var price. Nu o să le fac integer sau ceva pentru că trebuie să le parsăm. Tot ce vine aici este string, adică sunt doar, e doar, doar, text, nu vin numere sau ceva. Deci vom lăsa așa ca cu var ca să le interpreteze ca stringuri. var price și vom face add Uh, descendants Pentru a lua Descendants a Practic trebuie să scriem Exact ca aici Și vom face în loc de to list Vom face first or default Da ca să ia primul element Explic imediat și, și ce am făcut aici Ca să înțelegem mai bine Bun și ăsta ar fi uh, Pardon ăsta ar fi titlul nu price Title și var Price equals acum cum ziceam, mergem mai așa, dăm din nou inspect și titlul este un paragraf, da, cu clasa price. Deci vom face add descendants type p dot where node node dot, get attribute value care este class dot equals Uh, cum să ziceam, se numește price, nu? Da, clasa, clasa este price.firstOrDefault uh, Bun, și vom itera acum prin ads list, nu prin ad titles O să comentăm momentan ad titles, pentru că nu vom mai avea nevoie momentan de el Bun, să recapitulăm ce am făcut aici Da, obținem într-o listă toate anunțurile de pe pagina asta, de pe pagina URL-ului respectiv, da? toate anunțurile. Apoi iterăm prin fiecare anunț în parte și ne uităm după elementele titlului și elementele prețului, da? elementul, elementul titlului și elementul prețului, din care extragem textul, da? valorile în text și le, o să le afișăm pe ecran imediat. Da? O să facem ceva de genul ăsta. Title, title, uh, virgulă, price, Ceea ce am făcut aici se numește String Interpolation. Ca să nu mai stăm să scriem ceva de genul ăsta. Ați mai văzut chestii de genul ăsta în care vom, am fi scris title plus uh, virgulă spațiu plus uh, price două puncte plus price. Deci asta este un caz fericit în care arată bine și așa, adică se, prea, se cam înțelege ce ai vrut să scrie aici. Dar bineînțeles la început ar fi trebuit să fie uh, title două puncte plus title plus virgula, plus Pentru mine este uh, dacă mai e și ceva apostrof pe aici sau ghilimele prin textul tău, o să te de tot, așa că folosind string interpolation poți foarte, foarte ușor să scrii în felul ăsta. Bun, haideți să rulăm să vedem ce se întâmplă. Bun, și iată ce s-a întâmplat. <laughs> Am obținut un HTML nodes everywhere. Cam asta am obținut, cam asta este rezultatul. Cel mai probabil din cauza că am uitat să punem aici uh, dot inner text. Da? Adică noi am printat uh, numele obiectului și nu uh, inner textul. Și spuneam că interăm prin fiecare anunț acolo, n-am mai explicat partea asta. Uh, obținând titlul și prețul. Folosim first or default pentru că ceea ce uh, Returnează add.descendants Este un IEnumerable De HTML node, după cum vedeți aici Dar el tot timpul va returna Unul singur da? Va returna unul singur pentru că Nu vor exista în fiecare div din ăsta, în fiecare componentă HTML de genul ăsta a unui anunț, nu vor exista mai multe A cu clasa asta, da? Nu vor exista, în mod cert va fi unul singur tot timpul, dar descendants returnează o listă pentru că nu știe câte vor fi acolo. Da, El tot timpul returnează o listă cu toate nodurile. Și atunci noi vom face first or default ca să luăm doar un nod, da? El este oricum unul singur, dar ne ajută pe noi să castăm practic lista aia dintr-un IEnumerable de HTML node într-un HTML node. Observați că title este un HTML node, la fel și price. Bun, haideți să dăm un run din nou. Ok, și se pare că ne-a aruncat o excepție aici, că title a fost nul. Cu operatorul ăsta în C-Sharp, cred că este mai nou și în Java. Pur și simplu verificăm dacă title nu este cumva null. Dacă este nul, pur și simplu nu mai merge mai departe în a chema, în a bă, bă, face call pe inner text. Da? Și nu mai primim Uh, null pointer exception. Bun. este un mod de a zice if title equals null, uh, if title diferit de null, then print inner text, să zicem ceva de genul ăsta, da. Bun. Se pare că de data asta a luat mai multe, nu știu ce s-a întâmplat prima dată. Dar multe titluri le-a luat ca null, da, observați că nu a printat titlurile unele le-a luat, unele nu le-a luat. Prima idee care vine în minte de ce nu a luat titlurile este că o parte din anunțurile astea sunt anunțuri promovate și au altă clasă în HTML, da? Observați că unele dintre ele sunt promovate, altele nu sunt promovate și cred că au altă clasă. Observați, clasa folosită de noi aici este Details Link Promoted. Da, ah, acum văd, da? Deci, ok. Am luat doar anunțurile care sunt promovate după clasa lor. O să mergem înapoi în HTML și o să căutăm pentru titlu un alt atribut HTML de care să ne legăm, da? Bun, și noi am luat clasa asta de aici, care este Details Link. Observați că asta se numește Margin Right 5, Link with, link, link with Hash, Details Link, iar noi avem Details Link Promoted, adică este altă clasă asta, da? O să luăm un atribut care uh, nu cred că este schimbat de la un anunț la altul indiferent de promovat. Cred că dacă luăm data dot și punem listing add title, ni le va lua pe toate. Ia să încercăm. Bun, deci este data-dot-sai, vom înlocui aici în loc de class la title cu data dot și valoarea listing ad title, în loc de chestia asta lungă, da? Dăm un save și încercăm să rulăm din nou. Și iată acum ne-a luat mult mai multe titluri împreună cu prețurile lor, probabil că le-a luat pe toate de pe pagină, da? Bineînțeles că semnul ăsta al întrebării este din cauza, din cauza monedei, din cauza lui euro, consola nu știe să printeze asemenea caractere și ne arată un semn întrebării. Bun, deci după cum vedeți, foarte, foarte ușor putem face scraping cu cele mai basic metode folosind C-Sharp. Da, deci asta este c pur. Singura librărie pe care l am folosit-o este Agility Pack. Da, în rest este pur și simplu C Sharp pur. Agility Pack o găsiți pe Nugget Store, deci pe, pe nugget.org. Deci o puteți instala foarte ușor. Și eu zic că este foarte, foarte ușor de obținut în felul ăsta date din paginile, din fișierele HTML ale site-urilor. Bineînțeles, ce am uitat să mai menționez la început este că în afara de robots.txt trebuie să țineți cont de faptul că nu puteți pune stres foarte mare pe serverele site-urilor pe care veți face scraping. În sensul că nu pot să fac aici un for loop și să iterez prin toate paginile OLX-ului încercând să iau toate anunțurile astea în vreo 5 secunde. Adică toate anunțurile în sensul de toate, toate, câte anunțuri sunt, toate cele anunțuri însumate de aici. Da? Nu putem să facem asta pentru că cel mai probabil vom pune presiune pe site-ul respectiv și 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 mai probabil de atât. A, uitați, 24.000 de anunțuri, nu găseam cifra. Și mai probabil de atât, au și ei o protecție care vă va bloca în cazul în care veți încerca să faceți chestia asta și nu veți mai putea accesa site-ul respectiv de pe IP-ul de pe care ați uh, încercat să faceți scraping, da? uh, Nu știu dacă este cazul OLX, dar uh, majoritatea site-urilor mari de vânzări de produse, de anunțuri de chestii din astea care sunt predispuse foarte tare web scraping-ului, au astfel de protecții pentru a nu pune presiune pe servere, da? Gândiți-vă că ce, ce facem cu ce facem noi aici în cod este efectiv ceea ce face un user manual. Mergem pe site, accesăm pagina asta și dăm scroll și luăm textul din fiecare anunț, da? Dacă ar fi ar, uh, ne-am apucat să iterăm prin pagini să facem chestia asta foarte repede, ar echivala cu mii și mii de request-uri făcute într-un timp foarte scurt, în sensul de mii și mii de utilizatori care ar sta pe site uh, și ar da clicuri toți în același timp, iar site-ul nu este pregătit pentru asta. Bineînțeles că mai multe, multe platforme din astea sunt scalabile și au servere potente, dar nu vrem să riscăm asta, și vrem să dacă vrem să iterăm prin mai multe pagini și să luăm mai multe anunțuri de pe mai multe pagini, va trebui să facem un mecanism de polite scraping, adică să um, facem pauze între requesturile făcute către site-ul respectiv pentru a da gaz serverului, da? Cam asta a fost despre tutorialul despre web scraping. Sper că v-a plăcut și sper că o să puteți să faceți cu chestiile astea niște aplicații interesante și pentru a lua date de pe diferite site-uri și a face analize pe acele date, că până la urmă de asta ne interesează să luăm datele de pe site-urile respective, să facem niște analize pe ele și nimic mai mult. Bun, cam asta a fost, dacă ți-a plăcut acest clip lasă-mi un like și scrie-mi în rubrica de comentarii dacă ai ceva întrebări și nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu cele mai noi tutoriale și discuții din zona de tech și programare. Până data viitoare, numai bine.